Bună, dragii mei, sunt Codrina Oana. Astăzi am hotărât să fac un video rapid pentru că sunt energie extraordinar de intense și zic eu foarte diferite de ce a fost până acum. Și vreau un pic așa să vă explic despre tot ceea ce se întâmplă și bineînțeles că vom intra în simptome. Pe scurt, intensitatea energiilor a crescut atât de mult și a crescut și intensitatea simptomelor, dar nu numai asta, sunt și altfel de simptome. În afară de dureri de cap, în afară de dureri cumplite musculare, și acum vorbesc, foarte multe dintre ele sunt la fel, sunt simptome care sunt la fel, dar sunt mult mai intense. Deci voi vorbi de dureri de cap, despre dureri de cap. Durerile de cap însă sunt extraordinar de intense și cele care vor fi în perioada următoare și care sunt în perioada asta, sunt dureri care sunt extraordinar de intense la nivelul tâmplelor și celui de-al treilea ochi. Deci sunt mai puțin intense pe zona de coroană, da? Sunt mult mai intense la nivel de cel de-al treilea ochi. Nu știu dacă ați observat, dar sunt atât de intense încât chiar dacă îți iei o pastilă de durere de cap, uneori nu trec, nu cedează. Și în zilele în care intensitatea este foarte mare, sunt amețeli, sunt dureri de cap, stări de greață care de foarte multe ori alternează cu stări de foame. Deci este posibil să vă simțiți la începutul zilei, de exemplu, foarte sătui, după care și să aveți greață, după care să simțiți brusc că energia vitală vă dispare, că pur și simplu nu mai aveți energie, că aveți acea senzație de oboseală extremă, de leșin, dar ea vine și cu o foame foarte mare. Stările alternează de la o oră la alta, cu o rapiditate și o intensitate așa cum n-am mai fost până acum. De asemenea, în timpul nopții sunt convinsă că în afară de faptul că foarte mulți dintre voi dormiți foarte puțin sau vă treziți foarte des, vă treziți noaptea foarte des, sunt convinsă că vă simțiți ca și cum vibrați, vibrați și tremurați în pat, ceva tremură, tremură și patul cu voi, ca și cum ați avea o criză de calciu, da? Atunci sunt intensificări foarte mari ale energiei și unul din simptome este această vibrație și faptul, nu știu dacă ați experimentat, dar sigur veți experimenta, sunteți încărcați brusc cu foarte multă energie. Vă treziți noaptea, aveți foarte multă energie, ca și cum ați fi dormit 10 ore, nu mai aveți nicio problemă, stați cu ochii în tavan sau începeți să faceți ceva, să citiți, iar dimineața, când trebuie să o luați de la capăt, de fapt să vă începeți serviciu și treburile zilnice, să fiți foarte, foarte obosiți. Pur și simplu este un roller coaster între explozii de energie vitală, cu explozii de oboseală, cu explozii de anxietate, cu explozii de bucurie, în așa fel încât putem crede la un moment dat că am luat o raznă. Astea sunt o parte din simptome. Altă parte a lor consta în faptul că aveți zile în care nu vreți să vedeți pe nimeni, aveți zile în care simțiți să fiți în grup și să fiți legați de energia grupului, dar totul se modifică de la o oră la alta de o manieră încât este foarte greu de suportat și de înțeles.
Ceea ce este foarte specific pentru următoarea perioadă și de asta am spus la început că va fi un video scurt și vreau doar să trec în revistă câteva simptome și să vă ajut să înțelegeți. Ceea ce va fi foarte specific va fi că foarte mulți dintre voi își vor activa cel de-al treilea ochi și vor începe să experimenteze stări de conștiință superioare. Foarte mulți dintre voi veți începe să călătoriți, să vă treziți în alte dimensiuni, foarte mulți dintre voi veți începe să vedeți lucruri, foarte mulți dintre voi o să începeți să vedeți că de fapt, sunt foarte multe lucruri în jurul vostru de care nu erați conștienți și nu știați până acum. Mulți dintre voi vor fi pur și simplu aruncați în trecut și în alte vieți și veți avea flash-uri. Și aici nu vorbesc de vise lucide. Aici vorbesc de acele flash-uri din alte vieți în care ați știut exact ce ați făcut sau cum ați murit sau ce încercări ați avut sau cine ați fost. Am făcut special acest video pentru a vă ajuta și pentru a vă avertiza că urmează niște lucruri pe care nu le-am mai experimentat până acum, nici noi, cei care vedem, cei care suntem obișnuiți să vedem energetic, cei care suntem obișnuiți să medităm foarte mult, vor fi stări care vor apare aievea în timpul zilei și ceea ce vedeați odată în meditație, într-una din 10 meditații pe care o făceați, acum poate apare pur și simplu așa, pur și simplu bătând din palme, apar tot felul de amintiri, apar tot felul de conștientizări, veți fi proiectați în alte dimensiuni, bine, sigur că nu toți, o parte din voi și nu neapărat luna viitoare, dar ceea ce sau peste o săptămână, dar ceea ce vreau eu să vă spun este vorba despre, ca și perioadă, este perioada începând de acum și terminând cu luna aprilie. Așa cum v-am spus, în luna aprilie începem o nouă dimensiune, vom accesa linii temporale noi, se va face o trezire în masă și se vor întâmpla lucruri nemaipomenite, dar nu voi vorbi despre asta în acest video. Acest video l-am făcut special pentru a vă avertiza că veți începe să fiți altfel de cum erați în mod obișnuit și aici vorbesc și despre cei care văd energetic, despre cei care știu să comunice cu sinele lor, totul va fi foarte accelerat, foarte aievea, este foarte posibil să simțiți că vă pierdeți mințile. Luați totul cu înțelepciune, luați totul cu echilibru. Va fi o perioadă până în aprilie foarte grea. De fapt, ce se întâmplă? Noi suntem pur și simplu, nu știu cum să vă explic, ca și cum am fi puși în priză, da? Într-o priză la o anumită frecvență. Acum, pur și simplu, ne scot din acea priză și ne bagă într-o priză, ca să spun așa, în care frecvența este mult mai mare. Și atunci începem să vibrăm, începem să vedem lucruri, începem să ne amintim din alte vieți, încep să ni se activeze daruri din alte vieți, da? Și începem să percepem viața și dimensiunile și tot ceea ce ne înconjoară cu totul altfel. Nu nebuniți, încercați să vă liniștiți, orice informație pe care o primiți, încercați să o primiți din acea poziție de echilibru,
Da. Veți pur și simplu veți dansa între stări, ca să spun așa, adică puteți fi acum foarte ok, foarte umani și peste o oră să începeți să vedeți energetic, să percepeți lucruri, să aveți amintiri dintr-o altă viață sau să vi se activeze daruri. Orice este posibil în această perioadă, încercați să fiți deschiși pentru că să fiți deschiși și să vă primiți darurile și să vă primiți conștientizările, pentru că toate sunt spre pentru binele vostru cel mai înalt. Și mai este încă ceva, chiar dacă va fi copleșitor, vreau să vă spun că sinele vostru știe exact cât să vă dea, în ce cantități, cum să vă elibereze aceste amintiri, aceste daruri, aceste trăiri, încât să le puteți duce. Deci nu vă îngrijorați, chiar dacă vi se va părea că este foarte mult ceea ce vi se întâmple, credeți-mă că este maximum care vi se întâmplă, nu este mai mult decât puteți duce. Pur și simplu am fost rugată de ghizii mei să vă fac acest video scurt, spre a vă avertiza că se întâmplă lucruri, se întâmplă lucruri minunate, dar se întâmplă lucruri care uneori pot fi greu de dus. Ca și simptome, haideți să o luăm de la început. Greață, amețele, amețeli foarte mari. Este posibil să stați în pat și să se învârtă patul cu voi. Este posibil să nu vă puteți apleca. Se activează Merkaba, se activează cel de-al treilea ochi. N-aveți ce să faceți. Deci și eu sunt în situația de amețeală și de a mă pleca greu, se activează și mai mult, mi se activează darurile, accept, asta este o perioadă prin care cu toți vom trece, unii mai mult, unii mai puțin, în funcție de misiunea fiecăruia, da? Și în funcție de ceea ce fiecare din noi avem de oferit lumii din care venim, da? Și atunci ni se vor întâmpla tot felul de lucruri. Așteptați-vă la lucruri nemaipomenite, așteptați-vă la lucruri altfel decât ceea ce știați și ce ați văzut și ați simțit până acum. Deci amețeli, greață, stări de foame, stări de epuizare bruscă, ca și cum în următoarele 2 minute voi muriți, da? Vreau să vă spun că eu am aceste stări și eu care nu mănânc zahăr, orice s-ar întâmpla, nu pun gura pe zahăr, ăsta este singurul lucru care mă împământează și mă echilibrează. Deci o bombonică de ciocolată, în momentul în care mă simt brusc epuizată, asta mă readuce cumva, și mă împământează și mă echilibrează. Deci, ascultați-vă corpul. E posibil în perioada asta să vreți să mâncați mai multă carne, mai mult orez, mai mult cartofi. Deci, alimente care împământează, alimente mai grele care împământează. Ascultați-vă corpul și mâncați. Și faceți ceea ce corpul vostru vă spune, bineînțeles, fără excese. De asemenea, vor fi foarte multe dureri la nivel de plex solar, ca și cum ați avea ulcer, da? Acele dureri de stomac, dureri musculare, nu vă pot spune, dureri de oase, dureri de călcâi, dureri de coloană foarte mari, dureri de coloană care apar atunci când stați în pat. Deci, fără să faceți efort, fără să faceți nimic, simțiți cum pur și simplu vă înțepenește spatele. Este iarăși parte din simptom care apare lunile acestea, da? În perioada aceasta. Ce ar mai fi?
zile în care dormiți foarte mult și nu vreți să vă ridicați din pat, zile în care dormiți foarte puțin, zile în care aveți atâta energie încât nu știți cum să faceți să o consumați. E ceva ca și cum simțiți că dați pe din afară, ca și energie. Dar asta poate fi la nivelul orelor. Deci puteți fi așa 2 sau 3 ore din zi, după care să fiți epuizați, după care să vă fie, să aveți această stare de rău cu greață, după care să vă fie foame și uite așa un roller coaster de simptome care sunt foarte greu de dus și care ne provoacă. Ca și stări emoționale, depinde în ce stadiu de evoluție sunteți. Dacă nu ați rezolvat foarte mult, veți avea tot felul de stări copleșitoare, vor apare tot felul de stări de nervi, să știți, din senin. Stări ca și cum ați fi copleșiți, ca și cum deja este prea mult. Stări în care aveți dori să plângeți, da? Și emoții care pur și simplu se succed una după cealaltă, dar care sunt extreme. Adică acum simțiți bucurie, după 10.000 de ore vi se umplu ochii de lacrimi, sunteți triști, dar nu știți de ce sunteți triști, stări anxioase, bineînțeles. Cele mai mari frici ies la suprafață în această perioadă. Tot ceea ce nu am rezolvat va ieși la suprafață cu o intensitate fără precedent. Este exact așa cum v-am spus, nu mai este timp. Încercați să vă gândiți tot ceea ce iese la suprafață și are foarte multă putere și influență asupra voastră și vă creează stări care nu sunt tocmai plăcute, încercați să vedeți tiparele și încercați să înțelegeți ce aveți de învățat din aceste stări, din aceste situații care sunt repetitive în viața voastră. Sunt situații care sunt legate de karmă, pe care o puteți curăța, în primul rând conștientizând, da? Trebuie să intru în puterea mea, trebuie să învăț să spun nu, trebuie să învăț să pun limite, trebuie să învăț să fiu suveran, da? Toate astea vor apare cu o intensitate, incredibilă. Întrebați-vă ce lecții aveți din toate situațiile care vă apar. De ce vă apar toate aceste situații? Ce n-ați înțeles? Unde ați greșit? Și ce trebuie să faceți exact? Și în momentul în care veți înțelege, 80% din lucruri sunt rezolvate, după aceea trebuie curățate un pic energetic și totul va fi ok. Și aici vorbesc și despre karmă, și despre relații karmice, despre tot. Da? Este perioada în care putem curăța karmă, ne putem elibera de karmă, putem închide karma terminală. Ia să vedem ca stări ce mai sunt. Deci ceea ce este absolut caracteristic și va fi cel puțin până în luna aprilie sunt acele vibrații în care tot corpul îți tremură și debordezi de energie și nu știi pur și simplu nu știi ce se întâmplă. Te gândești, Doamne, începe un atac de panică, am o criză de calciu, este acel moment când practic pur și simplu sunteți scoși din acea priză de care vă povesteam ca să puteți fi puși într-o altă priză cu o frecvență mai mare, da? De fapt, asta se întâmplă, da? Nu mai știu exact ce să vă spun de dureri de cap, v-am spus, dureri la nivelul inimii, da? Chakra inimii, presiune, palpitații, nu uitați magneziu, nu uitați calciu în această perioadă, este foarte, foarte important. Frisoane care alternează cu transpirații abundente și cu stări de căldură
și este posibil să ieșiți în frig și să transpirați, deși voi simțiți că vă este frig. Iar și este specific pentru această perioadă. Dureri de picioare, circulație foarte proastă, senzația că vă sufocați. Toate astea fac parte din simptomele acestei perioade. V-am spus cam tot, cam asta am vrut să vă spun, în speranța că v-am ajutat și de această dată, în speranța că v-am liniștit, aștept comentariile voastre, ca de obicei vă rog, faceți-vă curaj, suntem un grup minunat pe Star Lessons și vă mulțumesc că mă urmăriți și că mă susțineți. Prindeți curaj să vorbiți despre stările voastre și despre ce probleme aveți, ca întotdeauna eu vă voi răspunde cât de repede pot. Cei care vreți să lucrați cu mine, mă găsiți pe adresa de mail aștarlessonslegata@gmail.com, mă găsiți pe Facebook, Codrina Iancoveanu, pe Messenger, puteți lua oricând legătura cu mine. Cei care aveți întrebări, vă rog, scrieți-le, în măsura în care am timp, vă răspund și aștept comentariile voastre și vă doresc să treceți cu bine și cu ușurință peste această perioadă. Rămâneți cu bine!